Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Iată că începem o nouă ediție a emisiunii News Express, la care îl avem ca invitat pe președintele Consiliului Județean Buzău, domnul Petre Emanuel Neagu. Bine ați venit în emisiunea noastră. V-am găsit și eu pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Și pentru că încă nu este înălțarea, Hristos a înviat. În legătură cu această pandemie, care este cauzată de acest COVID-19, vreau să-mi spuneți cum vedeți situația de până acum la nivelul județului Buzău, așa cum a fost gestionată de către toate autoritățile implicate, inclusiv de către dumneavoastră în calitate de președinte al unei instituții importante. Bine, autoritățile din județul Buzău, fie ele reprezentanții Ministerului de Interne, fie reprezentanții altor instituții de stat, fie reprezentanții autorităților locale, eu cred că și-au făcut treaba în parametrii normali. De ce? Pentru că trebuie să recunoaștem că nu numai noi, mă refer la România acum în general, cât toate țările după mapa mond, nu au fost pregătite pentru o asemenea epidemie. Un lucru este cert și foarte important, că până acum, în județul Buzău, încă nu a fost declarat niciun deces din cauza acestei pandemii. Deci, una peste alta, eu cred că toată lumea și-a făcut treaba. Acum, eu ar trebui să mulțumesc și la o mare parte din populația județului Buzău, care a înțeles să-și ia măsurile de protecție, atât să nu se îmbolnăvească ei sau familie, cât și ceilalți care au intrat în contact. Că au mai fost, eu știu, și oameni care au avut oarecare doză de teribilism, zic eu, să nu zic de irresponsabilitate, care a făcut, eu știu, ca în preajma sărbătorilor pascale sau în zilele libere de 1 mai să escaladeze puțin această pandemie, este un adevăr. Dar una peste alta, eu sper că dacă toți ne vom face treaba bine în continuare și populația va înțelege că încă acest virus este printre noi, nu a dispărut, într-o perioadă nu prea îndelungată putem să spunem că intrăm într-o oarecare normalitate. Și totuși nu credeți că lucrurile par să fi scăpat așa un pic de sub control în contextul în care zilnic înregistrăm noi și noi cazuri de buzoieni confirmați cu coronavirus? Nu neapărat că au fost scăpate de sub control. Din nefericire, au fost și oameni, persoane, eu știu, interesați sau din anumite motive, care prin anumite mijloace, fie ele prin, eu știu, diferite site-uri, intervenții pe anumite mijloace de comunicare, au făcut ca populația ori să nu aibă încredere în măsurile care s-au luat, ori să se ducă așa ca și idee că virusul n-ar exista și este doar o joacă, să spunem, să nu spune altceva, a autorităților. Dar, încă o dată, mă repet, practic era normal, știu că s-ar putea să supăr pe cineva, că virusul să aibă o pantă ascendentă, așa cum spuneam puțin mai devreme, după sărbătorile pascale și zilele libere de 1 mai. De ce? Suntem, în primul rând, un popor latin care ne place să socializăm. Suntem un popor care ușor credul, zic eu, și tocmai de aceea s-au întâmplat anumite lucruri, pentru că nu putem să trecem cu vederea. Au fost chiar oameni irresponsabili, haide să fiu direct acum. Nu te poți duce la grătare 10, 20, 30 de oameni să spui tu că ești atât de imun încât virusul nu se poate atinge de tine. Nu te poți întâlni într-adevăr în anumite locuri cu mai multe persoane ca să sfidezi efectiv, nu neapărat autoritățile, să sfidezi semenii tăi și așa mai departe. Deci s-au întâmplat și asemenea cazuri și vedeți unde am ajuns. Iar cele mai mari probleme, pentru că le-am avut în zonele, să spunem așa, cu populație vulnerabilă, atât din punct de vedere al numericului,
cât și din alte puncte de vedere. Știu persoane care erau în căutarea unui loc de muncă, persoane care aveau, nu aveau un loc stabil de muncă, persoane care au venit din străinătate pentru că și-au pierdut contractele acolo, fie ele în Germania, Italia și așa mai departe, și persoanele care și înainte de pandemie aveau probleme din punct de vedere al, eu știu, nu neapărat al sănătății, cât al unui loc de muncă. Mă refer la aglomerările de, eu știu, oameni care erau sezonieri, care lucrau, eu știu, la pământurile, în agricultură, la, eu știu, și așa mai departe. Ce acțiuni și măsuri s-au luat sau urmează încă să din, se mai în continuare în stare din de alertă? Încă din primele zile din starea de alertă, noi am luat anumite măsuri la nivel de Consiliu Județean de a putea să prevenim cât de cât îmbolnăvirea în masă. S-au luat măsuri la Spitalul Județean, s-au luat la direcțiile din subordinea Consiliului Județean, mă refer aici la Direcția pentru Asistență Socială și Protecția Copilului. Am procurat materiale de protecție pentru cei implicați, ca să spunem, în prima fază, în linia întâi. Mă refer aici la toată lumea care a fost implicată, de la forțele Ministerului de Interne, cadrele medicale, cei de la asistență socială, angajații din Consiliul Județean. Am venit și, dacă vreți, în întâmpinarea OAT-urilor, am alocat anumite sume de bani către OAT-urile din județul Buzău, ca să putem să prevenim infectarea în masă. O măsură importantă care am luat-o împreună cu Colegiul Medicilor Stomatologi, Primăria Municipiului Buzău și Spitalul Județean, de a deschide acel cabinet stomatologic de urgență. Știți foarte bine că pe perioada stării de urgență cabinetele stomatologice au fost închise, dar era nevoie și de acest cabinet de urgență pentru intervenții, eu știu, de strictă necesitate. Am procurat la, bineînțeles, la ce ne-au rugat și ne-au spus că le trebuie cei din Spitalul Județean, mă refer aici la aparatură medicală. Un alt lucru important, și aici ar trebui să mulțumesc la mai multă lume, am reușit să aducem un aparat pentru practic vindecarea celor care au fost cel cu plasmă, vă referiți, cel, nu? Da, cel cu plasmă, care printr-o donație care s-a făcut către Consiliul Județean, acest aparat a ajuns la centru de transfuzie, chiar se lucrează, a și fost primul donator. Bineînțeles că am făcut și demersurile necesare la început de pandemie, ca să avem și noi un aparat de testare. Aici cei din Ministerul Sănătății au înțeles necesitatea și au făcut toate demersurile împreună cu noi ca să avem acel aparat de testare, PCR-ul, la Direcția de Sănătate Publică. Ce se întâmplă cu Spitalul Județean în contextul în care în ultima perioadă ați văzut au apărut foarte multe cazuri? Deja avem secții afectate la oncologie, maternitate, medicina internă. Haideți să punem lucrurile într-o oarecare normalitate și logică. Nu, activitatea Spitalului Județean de Urgență este într-o oarecare normalitate. Era aproape imposibil să nu apară aceste cazuri, cu toate măsurile care s-au luat, și s-au luat măsuri care nu au dus la escaladare, deci la închiderea spitalului și așa da, mai departe. Sunt anumite lucruri care nu poți să le eviți, pentru că dacă noi am luat împreună cu conducerea Spitalului Județean măsură, ca eu știu, medicii, cadrele medicale care au dorit să se separe, să nu spun izoleze de către familie, să poată să fie cazați la hotel, lucru pe care îl facem și în momentul ăsta ca să putem să-i protejăm. Din nefericire au apărut și aceste câteva cazuri. Este
vorba de secțiile care dumneavoastră ați făcut vorbire da, puțin, chiar pe toate, puțin, da. Puțin a, nu, care sunt afectate. Știu, da. Puțin mai devreme, pentru că trebuia să vină pacienții respectivi, mă refer la, și la oncologie și la infecțioase, că aveau nevoie de tratament. Din nefericire, pacienții care au venit au fost infectați cu acest virus. Din informațiile care le-am luat, ultima convorbire, ca să spun așa, cu domnul manager Damian al Spitalului Județean de Urgență, am avut o seară târziu, lucrurile au început să intre într-o normalitate. Cadrele medicale și medicii care au fost infectați cu acest virus sunt asimptomatici, deci nu au probleme deosebite. La cazul care v-ați referit, la maternitate, era aproape imposibil de depistat acel lucru, pentru că, să zic, pacienta respectivă care a născut trebuia să vină la maternitate, da, să, evident, să că nască. Nu se putea interzice. S-au luat toate măsurile, să știți, de către conducerea Spitalului Județean de Urgență și de către șefii de secție de la secția exterioară maternitate, ca această pacientă să fie izolată încă de la început într-o rezervă, deci nu s-a afectat activitatea întregii secție exterioare maternitate. După ce doamna respectivă a născut, s-a făcut dezinfectarea și lucrurile au intrat în normalitate. Același lucru s-a întâmplat și la secția de infecțioase, cât și la oncologie. Deci în acest moment, Spitalul Județean nu are nicio secție închisă, ca să fie foarte, foarte nu clar. Nu s-a pus problema asta. Apoi, vreau să fiu foarte bine înțeles, nu a fost aproape, cu siguranță, mai mult de 90% și un pic, dacă nu chiar 100%, din spitalele județene de urgență au fost cazuri de îmbolnăvire, pentru că este aproape imposibil, e ca într-un război, cel din linia întâi, cât ar fi de bine echipat, cât ar fi de bine instruit, lucrând cu bolnavii, deci cu și cu inamicul, cu virusul, este imposibil să cineva să nu fie afectat. Că fiecare avem metabolismul nostru, imunitatea noastră și mai departe. Încă o dată, eu trebuie să, și nu spun vorbe mari, trebuie să mulțumesc la toți cei care au fost implicați de la Direcția de Sănătate Publică, Spitalul Județean de Urgență, chiar și către instituția prefectului și toată lumea care a fost implicată, că nu avem cazuri grave, și că încă, și sper să rămână așa, nu avem niciun deces în urma acestei maladii, ca să spun așa. Să sperăm că nu vom avea astfel de situații. Spuneți-mi, câți bani din bugetul Consiliului Județean au fost investiți pentru a contracara, să spunem așa, din nefericire, eu nu pandemii. Pot să spun investiție. Ei, a fost, mă rog. De ce vreau să spun acest lucru? Noi am încercat să facem tot ceea ce este posibil, chiar prioritatea noastră zero, așa cum am mai declarat, era salvarea de vieții omenești, așa cum spuneam de fiecare dată, viața nu are preț. Mai mult de 6 milioane de lei am cheltuit până acum, se vor face cheltuieli în continuare, dacă ați observat chiar și ieri, noi a trebuit să, în urma unei hotărâri al Comitetului Județean de Urgență, să putem să asigurăm alimentele de primă necesitate, să spunem. De bază sau primă necesitate populației vulnerabile dintr-o zonă carantinată, mă refer la comuna Râmnicelu, satul Râmnicelu. Am rămas și cu pentru că vreau să spun altceva, dar imediat o să spun acel lucru, dar vreau să spun că noi am luat această hotărâre pentru că Consiliul Local, implicit primăria Comunei Râmnicelu, era în imposibilitate, că toată lumea din primărie era carantinată, doar 3 persoane mai puteau să-și desfășoare activitatea, deci nu puteau să asigure, din punct de vedere legal, acel ajutor
pentru alimente de strictă necesitate pentru persoanele vulnerabile. Ca și numeric, sunt aproape 500 de persoane vulnerabile, deci care practic nu mai aveau cum să-și asigure traiul zilnic, da. Și tocmai de-aia, în momentul în care noi am dus materialele de protecție către, mă refer la măști, 3.000 de măști, pentru că sunt 3.000 de locuitori în satul Râmnicelu, împreună cu autoritățile competente care au putut fi valide, ca să spun așa, am luat hotărârea să informăm Comitetul Județean de Urgență. În Comitetul Județean de Urgență s-a luat acea hotărâre prin vot, să spunem, democratic, în unanimitate, ca noi, Consiliul Județean, să putem să intervenim. Și acum revin la ce vreau să spun mai devreme, am rămas așa cum gust amar, în anumite persoane care eu le cred instruite și știu despre ce este vorba, încearcă să mute această poveste în altă parte. Nu, nu-și face nimeni niciun fel de campanie electorală. Era de datoria noastră să facem acest lucru. Eu aș invita și pe acei domni care se cred buni samariteni să facă același lucru pe care îl facem și noi. Nu am făcut eu neagul Petre Emanuel. Nu eu am. Instituția Consiliului Județean, printr-o hotărâre a Comitetului Județean de Urgență. Vreau să știe toată lumea că în afară de atribuțiile care le avem curente, avem atribuții și anumite lucruri care le trebuie să le facem în situații deosebite în tot județul. Era firesc să fie așa, chiar dacă se fac niște eforturi absolut fantastice financiare. Trebuie iară să aduc aminte că nu avem un buget în care să putem să facem multe lucruri, dar, mă repet, trebuie să găsim toate resursele financiare să putem să salvăm cât mai multe vieți omenești și într-o zi trebuie să revenim la normalitate. Dar nu putem să revenim la normalitate decât dacă fiecare ne facem treaba cum trebuie să o facem. Iar după ce se termină pandemia, avem tot timpul din lume să facem și jocuri politice, să facem și altfel de lucruri. Dar astea sunt lucruri așa care trec. De regulă, oamenii care intră în oarecare, să zic, nu neapărat disperare, îngrijorare, fac lucruri pe care le fac unii acum pe anumite site-uri sau transmit tot felul de informații, mai mult sau mai puțin concludente vis-a-vis de coronavirus. Din câte știu eu, banii pe care i-ați alocat, ca să nu-mi spun investiți, că mi-a zis că nu e chiar investiție, ar urma să-i recuperați de la guvern, nu? O parte da, o parte nu. Bun, pentru aveți că semnale că ați urma să recuperați? Da, sigur că da. Există o procedură delicată? Nu care e neapărat delicată, este destul de complicată, dar lucrurile se vor rezolva. De ce spun acest lucru? Există posibilitatea să ne recuperăm o parte din banii alocați strict pe combaterea coronavirusului, da, prin bani europeni. Asta înseamnă că trebuie să făcute toate demersurile ca la orice program european și undeva, probabil în luna octombrie, noiembrie, să spunem așa, încep să se recupereze acești bani. Se vor recupera cu siguranță banii, zic eu, cei care au fost investiți de către Spitalul Județean, dacă tot vorbeați despre investiții, păi, Spitalul Județean de Urgență, cei de la Direcția de Protecția Copilului și așa mai departe, dar vor aplica, aplicantul principal vom fi noi, Consiliul Județean. Banii care s-au dus, unde s-a cumpărat aparatură și echipamente de strictă necesitate pentru combat de protecție, vreau să spun, pentru combaterea acestui coronavirus. Banii pe carantinare, ca să spun așa, se dau și acum prin Direcția de Sănătate Publică de la Ministerul Sănătății. Noi, o parte din bani, de exemplu, noi, Consiliul Județean, am alocat niște bani ca medicii să
poată să fie, cum spuneam mai devreme, cazați în hotel, nu vom primi banii decât pentru alocația de hrană. Bun, o situație legată de Spitalul Județean susținut la nivel de cheltuieli de către Consiliul Județean. Până la urmă, în această perioadă, cine îl coordonează? Ministerul Sănătății sau Consiliul Județean? Până în starea de necesie, urgență, alertă, sigur că, da? Sigur că da. În starea de urgență, spitalele județene de urgență au trecut în coordonarea, ca să spun așa, a Ministerului Sănătății. Da. Acum, în starea de alertă, s-a trecut iarăși la normalitate. Uh-huh. Ce înseamnă normalitate? Au trecut în coordonarea consiliilor județene. Dar ce vreau eu să vă spun, atât în starea de alertă, care suntem acum, cât și în starea de urgență, investițiile au fost făcute doar de Consiliul Județean. Eu mă refer strict la Buzău. Bineînțeles că și Spitalul Județean, de la Ministerul Sănătății sau de la Inspectoratul Național de Situații de Urgență au primit anumite lucruri, materiale de protecție, măști, halate și așa mai departe. Dar ce vreau eu să spun? Nu am avut probleme cu banii. De ce? Pentru un momentul în care s-au făcut alocările bugetare. La începutul anului, când s-a votat bugetul consolidat al județului Buzău, am avut grijă, iarăși trebuie să spun, chiar dacă bugetul era mai mic cu aproximativ 35% decât în anul anterior, da, să asigurăm toți banii necesari la Spitalul Județean, atât pentru investiții, cât și pentru funcționare, ce ne intra în sarcina noastră. Noi am mai avut o problemă și dacă... Dar este așa trecută cu vederea, că de regulă lucrurile bune să uită și nicio faptă bună cred că nu rămâne absolut în România nepedepsită. Am avut o problemă gravă la început de an cu funcționarea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului. Noi am alocat 180 de miliarde bani vechi acestei direcții ca să poată să funcționeze, pentru că la începutul anului din bugetul de stat, să spun așa, nu erau bani decât 35% din necesar. Da? Și tocmai de aceea, vedeți că instituția aceasta este complexă și chiar a fost în prima linie în lupta cu coronavirusului. Nu avem în căminele de bătrâni, să nu spun azile, nu avem niciun caz de coronavirus. În momentul în care noi vorbim acum, nu avem niciun angajat al direcției care este contaminat. Nu sunt probleme de niciun fel cu cei asistați sau cei internați sau cei care au legătură cu această direcție. Și nu uitați că această direcție, numai din angajați și cei care primesc, să spun, ajutorul sau sunt în contact direct cu cei de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Socială, sunt mai mult de 5.000 de oameni, una peste alta. Nu mă refer strict la angajați, tot ce înseamnă pe palier. Deci nimeni din acest sistem nu a avut de suferit. Și nu a fost ușor și chiar vreau să mulțumesc și să felicit conducerea direcției, pentru că a știut foarte bine să gestioneze aceste probleme, mai ales cu niște oameni care sunt în imposibilitate, mă refer la cei asistați, să poată să aibă grijă singuri unul de alții. Acolo sunt tot felul de probleme, deci nu vreau să intru în... Da. Deci detalii. Eforturi s-au făcut să facă în continuare. Că, mă repet, au apărut anumite cazuri la Spitalul Județean. Îmi pare rău că trebuie să spun lucrul ăsta, dar... Era chiar imposibil, că noi nu suntem o enclavă care suntem feriți de virus, suntem feriți de, eu știu, pacienți care vin bolnavi și mai departe. Și noi facem parte din teritoriul ăsta României, facem parte din teritoriul Europei, unde virusul circulă absolut liber. Practic, este așa o dramă. De ce? Pentru că este ca într-un război, dar inamicul este invizibil. Este cel mai perfid.
În actualul context și al faptului că aveți, așa cum ați menționat până acum, un buget mai mic față de anul trecut cu aproape 40%, există riscul ca în situația în care să spunem că această stare de alertă se prelungește o lună sau două, să fiți în imposibilitatea de a mai continua investițiile pe care le aveați în plan cu, buget, cu fondul propriu? Sau din fondul propriu? Sincer. Da, nu. Sincer. Nu. De ce? Este foarte simplu și vreau să înțeleagă toată lumea și prieteni și mai puțin prieteni. Pentru că asta este viața. Să știți că la Consiliul Județean, indiferent ce vorbesc unii și alții, sunt niște oameni care sunt profesioniști. Și de regulă, ca să poți să-ți duci niște investiții la capăt, trebuie să ai niște oameni care știu să facă un buget și în situații de criză și în situații, eu știu, unde banii sunt din abundență. Nu. Sunt proiecte care sunt în derulare, sunt foarte multe proiecte care le avem pe fonduri europene. Eu ziceam de cele de fonduri proprii. Ajungem și acolo. Încă o dată vreau să felicit toți angajații care au fost implicați, nu puțini. Sunt zeci de angajați care sunt implicați ca noi să putem să atragem aceste fonduri europene, dar și aceste fonduri europene ne vin bani într-adevăr de la Bruxelles, dar noi trebuie să punem cotele de cofinanțare, deci din surse proprii, da? Și am avut grijă ca să putem din excedentul, că tot să fluture excedentul, nu. Atât cât voi fi eu președinte la Consiliul Județean, când vor fi alegeri, o lună, două, trei, sau până la anul când vor fi alegeri, nu voi accepta niciodată să împrăștie excedentul numai de dragul de a-mi face campanie electorală sau de a mă pune bine cu cineva sau cu altcineva. Trebuie să existe o disciplină în orice OAT-ul. Revenind la investițiile din fondul proprii, doar din fondul proprii, da, nu la programe naționale sau programe europene, am făcut o tradiție, dacă vreți, la Consiliul Județean, ca în fiecare an să punem covoare asfaltice pe întreținerea de vară din fonduri proprii. Chiar dacă a fost pandemie, să știți că s-a lucrat. De exemplu, am terminat un drum de asfaltat în orașul Nehoi, este drum județean, pe Valea Nehoiului. Suntem acum în zona Cătina, Chioșd și așa mai departe. Săptămâna viitoare încă 14 km de drum vor fi asfaltați, deci toată zona va fi asfaltată și acolo nu este vorba numai de cetățenii. Să știți că sunt aproximativ 10.000 de cetățeni care beneficiază de această infrastructură, dar este, știți, și o zonă turistică, deci mult mai ușor vor ajunge turiștii în acea zonă. Avem și reabilitare totală de drumuri, vorbesc doar de infrastructura rutieră, în zona Balta Albă. Lucrările au început în comunitate, spre satul Strădă Stăvărăști, graniță cu județul Brăila, în martie în acest an, iar peste două săptămâni, cel târziu la 2-3 iunie, drumul este gata, deci este asfaltat, nu numai asfaltat, s-a făcut și infrastructura de jos, balasta așa mai departe, deci iată că se poate. Începem săptămâna viitoare din fonduri proprii reabilitarea totală a drumului din zona Cislău, deci Cislău, Buda Crăciunești până la granița cu județul Prahova. În acest moment lucrăm tot din fonduri proprii la drumul județean de la Valea Salcii, Valea Salcii, Râmnicul Sărat. Tot în acest moment lucrăm la finalizarea drumului din fonduri proprii Murgești, Grebănu, Râmnicu Sărat. Nu mai sunt decât 5 km și chiar aș vrea să invit pe toată lumea cât de bine se circulă de la Mărgărități, nu credea nimeni, până la Râmnicu Sărat și spre Buzău. Drum reabilitat în totalitate, refacere de poduri și așa mai departe, doar din fondurile Consiliului Județean. După ce
trecem iarăși la, după ce să va termina perioada, eu știu, începutul 1 iunie în zona aceea de nord-vest a județului, mă refer Cătina, Chioșdu, cu covoarele asfaltice, ne vom muta în zona Năieni, vom în sfârșit în zona Fințeștii, ajunge iarăși asfaltul acolo, sunt probleme acolo de 20-30 de ani. Mai avem ceva lucrări care le vom termina tot în acest an. În zona de Câmpie s-au făcut mai multe lucrări acolo, mă refer în zona Largu, Luciu, Caragele, spre Pogoanele. Da. Și așa mai departe. Iar o altă poveste, că și chiar vă mulțumesc că îmi dați această posibilitate, încep lucrările la Bisoca, Vintilă Vodă, Bisoca. Deja constructorul este în, că nu este din județul Buzău, a venit în județul Buzău, sunt utilajele care sunt acolo, drumul a fost pichetat, încep studiile și de deja încep primele foraje. Deci asta este, cârcotașii au crezut că nu putem să facem acest drum, da, îl facem. Nu a fost simplu, că trebuiau făcute anumite lucruri care să îndeplinim normele legale și așa mai departe. Mai avem, în afară de infrastructura rutieră, mai avem și alte lucruri care trebuie să le facem. Mă refer la cofinanțări, numai la drumul 203K. Așa, bine că ți-a adus aminte de asta, că tot spunea lumea că... Ok, la 203 ca pătronsonul da, pătronsonul Vintilă Vodă Mărăcineni, săptămâna trecută a trebuit să dăm din bani propriu, că se întârzie pe fonduri europene, 1 milion de euro, bani pe care o să ne-i recuperăm, bineînțeles, peste 2-3 săptămâni, când ne vin banii de la Uniunea Europeană. Deci vreau să anunț pe toată lumea că noi trebuie să avem în excedentul nostru bani ca să putem să acoperim lucrările care se fac. Pentru că în momentul în care... decontările sunt, nu greoaie, dar sunt niște... Ba, sunt greoaie, ce să mai... Sunt, asta e decontarea pe fonduri europene. Și în momentul în care constructorul ar putea să intre, să zicem, în stare de imposibilitate să continue lucrările. Și dacă tot am vorbit despre 203K, vreau să informez pe cetățenii că tronsonul de drum, Vadu Paș, Robeasca, nu are nicio legătură, doar că este același drum, nu e același proiect, nu e aceeași licitație cu tronsonul de drum Mărăcineni, Vintilă Vodă, Podul Muncii, de fapt. Sunt două proiecte absolut separate, pentru că am mai văzut că unii cetățeni au zis așa, domne, dar de ce n-ați terminat partea aia și constructorul lucrează în partea aia? Da, sunt două lucruri absolut diferite. Îmi pare rău că încă există disconfort, dar... Și va mai fi, probabil. Nu, mai mult de două luni, nu. Deci o parte din... Da, dar nu se poate face nimic fără, pentru că... nu că am hotărât eu, nu că a hotărât constructor, nu că a hotărât nu știu cine, ăla este ritmul care trebuie respectat de către constructor conform licitații care au avut loc și celor de la fonduri europene. Decopertările nu se fac doar pe o anumită zonă cum vrem noi, se fac exact după proiect, că altfel... Și tocmai de-aia există povestea cu praful și așa mai departe, că altfel ieșim din normative și suntem pasibili să avem corecții sau să nu mai fie eligibile lucrările. Este vorba despre o tehnologie nouă, un alt fel de abordare a modului de reabilitare. N-am inventat-o eu, n-a inventat-o nici constructorul. Este tehnologia după care au fost aprobate aceste fonduri de către Ministerul Fondurilor Europene și, bineînțeles, Comisia Europeană. Noi vom face eforturi după ce se va termina cu primul strat de asfalt, să mai lucrează la
anumite poduri, mă refer pe tronsonul de drum Mărăcinenii-Vadu Pașii, să încercăm din fonduri proprii să punem covor asfaltic în zona. Chiar săptămâna trecută am avut o discuție cu domnul director Pete, trebuie să ne gândim de unde facem rost de banii necesari și dacă ne gândim o să facem, da, rost prin anumite rectificări proprii de buget, în zona Vintilă Vodă, Mânzălești, unde se poate, unde nu-s rupturi și mai departe, să pune ca să fie oarecare continuitate acest drum. Pentru că în viitor, cu siguranță, vom accesa alte fonduri europene, dar va fi de durată, sigur că da, un an, doi, până când începem, pentru că e procedurile de licitație și mai departe. Podul Muncii, zona Lopătari, de fapt Plaiul Nucului, ca să fiu mai exact. Și ca să fie totuși un confort, v-am spus, cred că cel puțin 7-8 km de covor asfaltic vom pune în localitățile care le-am spus puțin mai devreme. Și să fiu mai exact, satul Niculești din comuna Vintilă Vodă, Vintilă Vodă și Mânzălești. În afară de acest lucru, știți că noi tot printr-un program, Programul Național de Dezvoltare Locală, am reabilitat un drum care face legătura între DN10, comuna Măgura, cu localitatea Brăiești. S-a terminat reabilitarea, pentru că ăla a fost proiectul și programul până în Cozieri. Acum, începând din luna iunie, începem reabilitarea tronsonului, deci de la Cozieri, Bozioru, zona puțin Odăile, chiar dacă comuna Odăile este undeva în dreapta, în Amonte, așa, până sus la Brăiești. Deci, vedeți că se lucrează. Lucrăm în continuare, nu numai, și la reabilitarea construcțiilor, clădirilor. Mă refer aici la Spitalul Brătianu. Ați văzut că fostul Spital Brătianu, generic spun acest lucru ca să înțeleagă toată lumea, se lucrează și chiar se lucrează bine la reabilitarea acestei clădiri. Eu zic că este un lucru fantastic de bun că redăm acea clădire cetățenilor municipiului și județului Buzău. Am avut așa o satisfacție că cei de la Ocolul Silvic Buzău au venit săptămâna trecută și și-au adus aminte că acolo, tocmai de aia se cheamă zona Magnolie, erau celebrele noastre magnolie și vin să poată să fac anumite lucruri, să putem să mulțim acele magnolii. Deci au venit de bună voie. Vedeți că sunt și oameni, eu știu, care vor să facă ceva pentru comunitate. Haideți să vorbim și despre puțin, doar puțin vreau, despre podul de la Vadu Pașii. Aș invita pe toată lumea să se ducă să-l vadă, că arată chiar pot. Acum, chiar în momentul în care vorbesc, se ridică ultimul tronson metalic. Bun. Deci vom avea în vara asta și podul de la Vadu Pașii, da? Vom avea în toamna asta, așa cum este contractul, podul de la Vadu Pașii, dacă ați și cred că, bineînțeles, dumneavoastră sunteți un trus de presă bine informat și informații la rândul dumneavoastră și populația, deja capetele s-au unit. Drumul este și de o parte și de alta. Deci, iată că se face și este un lucru absolut fantastic. Eu nu am spus aceste lucruri să-mi aduc mie anumite merite. Vreau să spun doar că s-a lucrat. Sigur că dacă mai avem foarte multe de făcut, dar e o perioadă când încercăm să urnim lucrurile din loc. Pentru că nu poți, așa cum am mai spus de foarte multe ori, nu poți să faci, am vrea totuși să terminăm toată infrastructura rutieră în două zile, în trei, dar nu poți să faci aceste lucruri într-o perioadă scurtă de timp, nu poți să încalci anumite cutume, nu poți să încalci legislația și așa mai departe. O ultimă întrebare și încheiem. Spuneați despre faptul că proiectele și toate planurile pe care le aveți, le realizați cu ajutorul angajaților Consiliului Județean. V-ați reluat programul normal de funcționare? Și dacă da, ce măsuri ați luat pentru a vă proteja angajații
în contextul în care trebuie să fie respectată distanțarea socială, purtarea măștilor și a mănușilor în cadrul instituțiilor publice. Noi, să știți, chiar din primele momente am luat măsurile necesare, atât cu decalarea programului, cât și cu munca, să spun, la domiciliu, acolo unde s-a putut, iar activitatea Consiliului Județean a funcționat absolut normal. Deci nu au fost probleme, eu știu, să amânăm anumite lucruri, autorizări și așa mai departe, dar bineînțeles că am luat toate măsurile necesare, de la echipamentele de protecție până la distanțare socială, acolo unde s-a putut și să poate telemunca, ca să spun așa. Am mai luat și alte măsuri. Sunt persoane care aveau concediu de luat de anul trecut și așa mai departe. Oamenii și-au luat concediu. Chiar eu vreau să le mulțumesc că unii și-au luat concediu și dacă am avut nevoie au venit și și-au făcut treaba la serviciu. Am observat și dumneavoastră la intrarea în Consiliul Județean, toată lumea este verificată din punct de vedere al temperaturii. Același lucru l-am făcut și la intrarea în Spitalul Județean. Dezinfectăm în fiecare săptămână toate spațiile de lucru, birouri și mai departe în Consiliul Județean. Avem dezinfectați materiale de protecție atât la intrare, fiecare vizitator, dacă, și cred că ați observat, primește la intrare o mască. Avem un loc special unde primim oamenii care au, eu știu, anumite lucruri de rezolvat la Consiliul Județean. Avem ghișeu unic care funcționează într-o încăpere la intrarea în Consiliul Județean. Se poate păstra distanța socială și așa mai departe. Și cu ajutorul oamenilor care au înțeles, măsurilor care le-am luat noi și, bineînțeles, cu ajutorul divinității, nu avem niciun angajat din Consiliul Județean ca să fie infectat în acest moment. Bun. Ar fi atât de multe de discutat, dar din păcate timpul nu ne mai permite. Vă mulțumim din nou pentru prezență în emisiune. Și eu vă mulțumesc și oricând cu mare drag. Doamnelor și domnilor, punem punct ediției de astăzi a emisiunii News Express. Până data viitoare, când ne vom revedea, vă dorim toate cele bune și să ne auzim cu bine!